În noaptea de duminică spre luni, în jurul orelor 2, un autotren încărcat cu zahăr a luat foc în zona gării Roman. Șoferul, care venea din Republica Moldova, spune că nici nu a avut timp să-și dea seama ce se întâmplă până ca focul să cuprindă întreaga cabină. Frate, mergeam la volan, s-o oprins din mers, ia ca și s-o întâmplat. Pot să vă spun ce s-o întâmplat, altceva nu pot să vă spun nimic. Eu mergeam și așa s-o oprins. Am început să o stâng și nu s-o primit. S-o venit pompierii și s-o stat a stâng și gata. Da, s-a făcut față cât de cât până să vină pompierii? Da, dar pe eu, ei sunt baloanele, singur el am stat stânge, mașinaș. N-am putut că i-au luat foc de desubt la motor și n-am putut o stânge. Pompierii au reușit să lichideze focul și urmează acum să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul. Din păcate, întreaga cantitate de zahăr din tir a fost distrusă.